A trecut un an și aproximativ 3 luni de când am aplicat Aquapel pe parbriz și pot să vă spun că în momentul de față și-a cam pierdut efectul, mai exact partea unde freacă ștergătoarele. În partea de sus, unde nu freacă ștergătoarele, încă este prezentă soluția și își face efectul. O să vă arăt exact ce înseamnă treaba asta. În partea de sus rămân acele bule, stropi de apă, iar în partea unde freacă ștergătorul se vede că apa se scurge, nu știu cum să explic, rămâne o pată de apă care se scurge efectiv. Nu mai rămân acele bule, acei stropi de apă, de fapt, ca în partea din dreapta sus. Dar totuși, aici vorbim despre un an și 3 luni, iar această soluție, vai ce bate vântul, această soluție este garantată timp de 6 luni. Drept este că parcă își mai face efectul, pentru că zilele trecute a plouat și pe la 70 la oră, dacă mi-aduc bine aminte, 70 la oră a început să se ducă apa de pe parbriz și chiar îmi era ok. În ianuarie 2015 am tratat parbrizul cu Aquapel. Acum am 75 la oră și apa încă se duce foarte bine de pe parbriz. Eu atunci când am dat pe parbriz, am dat și pe geamurile laterale, aici bate vântul, sper să mă auziți, am dat pe geamurile laterale, mai exact pe geamul de la șofer și la pasager și exact aceeași problemă și aici. Apa se vede că se scurge încet de pe geam, exact ca și de pe geamul spate. Încă din contră, parcă de pe geamul spate s-a curățat mai repede apa. De fapt, vă zic și din ce cauză. Am spălat mașina acum 2 săptămâni și a fost dată cu ceară, iar geamul din spate eu nu-l cobor niciodată. În schimb, geamul din față îl cobor și se vede că până pe aici, pe undeva, de regulă cobor geamul, nu-l cobor aproape niciodată de tot. Bucata asta, din cauza că s-a frecat de chieder, s-a dus ceara pe care au aplicat-o cei de la spălătorie.